clasele a doua să susține valorile în perioada 2-4 iunie, iar cei de clasa a șasea în perioada 5-6 iunie. Se pare că și aici au fost câteva modificări. Dacă ținem cont de planul inițial în privința comisiilor, felului cum vor fi transmise rezultatele, profesorii sunt foarte agitați, dar sunt convinsă că vor face față, așa cum fac ei de foarte multe ori față provocărilor, vor reuși să se organizeze astfel încât cei mici, pentru că ei sunt cei mai importanți, să nu resimtă presiunea generată de aceste noutăți pe care, iată, le-a adus în sistemul de învățământ acest nou an școlar. Cam atât din domeniul educației, informații pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. După o rubrică pe care sper că ați așteptat-o cu drag, pentru că a lipsit câteva ediții, ne vom întâlni cu invitații în direct din seara aceasta. Înainte însă de întâlnirea cu ei, vă invit să urmăriți cuvinte care dau viață. Bine v-am regăsit din nou! Astăzi vreau să vă vorbesc despre copilul, oglinda părintelui. Cu foarte mulți ani în urmă am auzit o vorbă care am înțeles că e foarte veche și care sună cam în felul următor. Copiii sunt oglinda părinților. N-am înțeles-o eu prea bine, nici după ce am avut copii. Până când am dat peste o poezie a unei scriitoare numite Dorothy Lonold. Poezia se numește Copiii învață ceea ce trăiesc. Astăzi vă voi spune câteva versuri din ea. Sper să le înțelegeți cu inima. Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne. Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învață să fie agresivi. Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxioși. Dacă trăiesc înconjurați de milă, copiii învață să se autocompătimească. Dacă sunt ridiculizați, copiii învață să fie timizi. Dacă trăiesc în gelozie, copiii învață să fie invidioși. Dacă trăiesc în rușine, copiii învață să se simtă vinovați. Copiii îi copiază foarte bine pe cei din jur, începând de la frații, surorile lor mai mari, până la părinți, bunici sau oricine este în preajma lor. Copiii fac lucrul ăsta de când se nasc. Copiatul este, nu la școală, copiatul comportamentului, este de fapt modul în care copiii învață. Așa învață să vorbească, așa învață să umble, să mănânce și toate celelalte lucruri pe care ei le dobândesc. Cu alte cuvinte, copiii copiază persoanele care fac parte din universul lor. Acestea determină comportamentul și cum va fi de fapt viitorul tânăr adult. Eu am învățat că copilul este oglinda mea fidelă și este aici pentru a mă vindeca sau pentru a mă necăji. Eu sunt cea care aleg care din cele două e valabilă pentru mine, în funcție de cum răspund, la felul cum copilul răspunde la ceea ce îi cer eu. Copilul este aici fie ca să mă zdruncine și să-mi facă viața mizerabilă, fie să-mi arate unde îmi sunt lipsurile față de dragostea pentru mine și pentru cei din jurul meu. Când copilul se poartă într-un fel care mie poate nu-mi place, am trei posibilități de a-i răspunde. Fie mă fac că nu văd nimic și mă consider o fatalitate împotriva căreia nu pot să lupt. Doar aștept ca lucrurile să se schimbe de la sine. Aștept o minune. Al doilea răspuns al meu poate să fie
a-l învinovăți și a da toată vina și problema pe copilul meu și să-l fac responsabil de toată supărarea și frustrarea mea. Nu fac nicio schimbare și aștept ca el să se schimbe pentru ca eu să fiu mulțumită și fericită. A treia situație în care pot să răspund este să utilizez imaginea pe care el mi-o reflectă prin comportamentul pe care mi-l arată și să mă gândesc că ceea ce eu îi spun declanșează în el ceva și ceea ce el îmi răspunde declanșează în mine altceva. Acestea două se pot transforma într-o șansă pentru a discuta și a schimba, a îmbunătăți anumite feluri care pe noi doi ne fac să suferim. În concluzie, când copilul vostru este neliniștit sau este agitat sau este prea timid, întrebați-vă și observați ce atitudine aveți. E, așa s-a născut, ce să-i faci? N-ai ce-i face. Sau, copilul ăsta îmi face toate problemele. Dacă nu l-aș fi avut sau dacă ar fi fost mai cu minte, ar fi fost mai bine. Sau, a treia posibilitate. Oare ce-i cer eu sau ce-i spun eu, ce declanșează în el? Și cum putem face să îmbunătățim relația noastră? Până data viitoare, vă invit să observați cum răspundeți felului în care copilul se poartă față de voi. Vă mulțumesc! Am revenit în direct cu invitații din seara aceasta. Vă spuneam că ediția din 27 mai va fi o ediție specială pentru că avem un pic mai multă agitație. Nu e chiar așa cum ne-am obișnuit. Vor veni la un moment dat și niște copilași care merită recompensați pentru că au obținut performanțe frumoase. Se pare că ei au știut de unde să copieze sau au știut să învețe foarte bine ceea ce și-au dorit să le transmită cadrele didactice, astfel încât au reușit să obțină o performanță foarte frumoasă în cadrul unui festival aflat anul acesta la prima ediție. Este vorba de festivalul Artis, care s-a desfășurat duminică într-un centru comercial din Suceava. Și pentru a ne vorbi despre ce s-a întâmplat pe parcursul festivalului, cum și de unde această idee, am invitat în seara aceasta, în curtea școlii, trei dintre organizatori. Le spun bună seara și bine ați venit! Doamnei profesor Ionela Lup, profesor învățământ primar la școala gimnazială Grigore Ghica Voievod din Suceava, doamnei profesor Maria Tașcă, profesor pentru învățământ primar la școala gimnazială numărul 4 și tot din Suceava, și doamnei profesor Lăcrămearea Clucerescu de la școala gimnazială Sfântul Ilie, școală care aparține, nu, de școala Dimitrie Păcurariu din Șcheia. Bună seara! Din câte știu, aceste școli pe care le-am menționat nu sunt singurele școli organizatoare ale festivalului Artis. Am să vă rog să începem cu începutul. De unde această idee a unui festival adresat elevilor din ciclu primar? Știu că există un festival, să spunem, asemănător, care se bucură de un succes deosebit, dar se adresează preșcolarilor, un festival în cadrul Festivalul Voinicelul, de ce să nu spunem, un festival în cadrul căruia copiii talentați din grădinițe pot să se desfășoare pe scenă. Lipsea însă un astfel de festival care să se adreseze claselor 1-4. De aici a pornit, din această necesitate, sau de unde v-a venit ideea organizării festivalului? Povestea e simplă. Colega mea, Ionela Lup,
Într-o zi m-a întrebat ce-ar fi dacă am continuat ceea ce se face în ciclul preșcolar. Am spus, da, ar fi o idee excelentă, însă avem nevoie de sprijin, pentru că acolo există și sunt foarte mulți, și noi suntem foarte mulți, dar trebuie să ne implicăm. Și de aici s-a născut ideea. I-am spus noi ulterior artis, de la artist, artiști, mici artiști cu talente mari. Și așa am pornit. Da. Deci ați vrut să existe un astfel de eveniment ca o continuare a festivalului de la ciclul preșcolar. Bănuiesc că e un efort foarte mare organizarea unui astfel de festival. Știu că Festivalul Voinicelul se organizează, sunt faze până la nivel național. Nu știu dacă se întâmplă la fel și aici, bănuiesc că nu, mai ales că e prima ediție, sunteți încă la început. Aș vrea să-mi spuneți, spre exemplu, ați spus că ați avut nevoie de ajutor, de sprijin și e firesc să fie așa. Cine v-a sprijinit și care sunt școlile organizatoare, să le mai menționați vreodată? Școlile organizatoare ale festivalului sunt Școala Gimnazială Grigore Ghica Voivod Suceava, Ecoșcoala Gimnazială Bosanci, Școala Gimnazială Academician Haralambie Mihaescu Udești, Școala Gimnazială Dimitrie Păcurariu Șcheia, Structura Sfântul Ilie și Școala Gimnazială numărul 4 Suceava. Sponsorii, singuri sponsori și unici, au fost Julius Mall și persoane fizice. Așa? Așa a fost suficient, pentru că, din câte știu eu, festivalul s-a desfășurat în foarte bune condiții. Câți participanți ați avut anul acesta, la prima ediție? La prima ediție a festivalului nostru au participat 36 de grupuri, foarte bine pregătite de doamnele profesoare, niște copii cu multe talente, într-adevăr mici artiști cu talente foarte mari. Au fost aceste secțiuni sau da, cum a fost organizat festivalul? Organizat pe două secțiuni, tradițional și modern. În cadrul fiecarei secțiuni au fost interpreți și dans. Interpretare vocală? Interpretare sau vocală și instrumentală, grupuri și dans. Destul de multe, nu? Grupe înscrise, da, să spunem așa, da, pentru că știu că au fost cel puțin trupele de dans, probabil erau foarte numeroase. Așa este. A fost o desfășurare de forțe, înseamnă că duminică, nu? A fost și a fost foarte frumos și benefic pentru copii. Da, de ce, de fapt, de ce v-am invitat în seara aceasta? Mie mi se pare o inițiativă foarte bună aceasta de a organiza un festival pentru elevii din ciclul primar. Aș vrea să știu dacă ați avut, știu, ați găsit interes și în școli și unde mai mult, în mediul rural, în mediul urban. A circulat destul de bine informația. Balanța a fost echilibrată. Atât școli din mediul rural, cât și cele din mediul urban au răspuns pozitiv activității noastre și ne-a așteptat de frumos. S-au pregătit. S-au pregătit, da. Foarte bine pregătiți. Da. Este la prima ediție acest festival. Intenționăm să continuăm, da. În aceeași formație, bănuiesc că cei care au organizat de la început, având în vedere că a fost o echipă de succes, nu ar trebui să se mențină în același format. Să sperăm. Ați acumulat experiența anul acesta. Care a fost, să spunem, cea mai mare provocare în organizarea festivalului? Și când spun provocare, mă gândesc la un impediment pe care l-ați, știu eu, întâlnit. Sau n-a fost? Lipsa experienței noastre n-a organizat o asemenea activitate, de asemenea da. Pentru că erau anumite aspecte pe care noi nu le-am luat în seamă, nu le-am anticipat, da, dar le-am rezolvat pe parcurs. Da, noi o să avem și imagini pe parcursul emisiunii în care o să ilustrăm și emoțiile care au fost prezente acolo și bineînțeles că n-avea cum să se întâmple altfel. La rubrica Talente o să-i prezentăm pe cei care au fost și câștigători ai acestei ediții.
Spuneați că au fost mai multe școli organizatoare și cea din Udești, nu avem în seara aceasta pe nimeni prezent care să reprezintă școala, dar ați reușit să colaborați foarte bine. Ce vă propuneți pe viitor? Să păstrați acele secțiuni sau să încercați să creșteți? Pentru că Festivalul Voinicelul cel puțin avea mai multe secțiuni decât, din câte are, de fapt și la acest moment, din câte mi-aduc aminte, nu numai dans sau interpretare. Acolo cred că era și, erau și momente... Recitare. Și? Noi vom păstra acest format. Pot să spun că aș vrea să mai adaug ideea, de unde a mai pornit ideea acestui festival, de la părinți. Vă spun sincer, părinți care au participat cu copiii la Festivalul Voinicelul și care tot timpul au întrebat, oare unde pot să meargă copiii mai departe? Și ideea asta a stărui foarte mult în mințile noastre și atunci am pornit... Întrebarea asta, cred că... Întâlniți mai ales sau ați întâlnit-o la părinții elevilor de clasă pregătitoare? Da. Pentru că era proaspăt în minte acest festival de la grădiniță și atunci au dorit o continuare într-o formă sau alta. Mm. Eu cred că se simțea nevoia unui astfel de eveniment, cu toate că sunt atât de multe lucruri de făcut, interesante și frumoase la școală, încât cred eu că pentru unele cadre didactice poate fi, nu, o problemă în a se ocupa și de un astfel de moment artistic ca să iasă, bineînțeles, de calitate și să se ridice la înălțimea a ceea ce se dorește să se întâmple. Așa cum vă spuneam, dragi telespectatori, după un scurt moment de publicitate și după titlul știrilor pe scurt de la ora 19, veți avea posibilitatea să urmăriți din culisele acestui festival. De asemenea, vor fi prezenți aici aceia care s-au dovedit a fi cei mai buni anul acesta, pentru că organizatorii își doresc să le ofere diplomele și trofeul în direct în seara aceasta la Bucovina TV. Dar până ai cunoaște pe câștigătorii Festivalului Artis, ediția 1, vă invit să mai aveți așa puțin tică răbdare și să ne reîntâlnim după titlurile, așa cum spuneam, de la ora 19. Am revenit în curtea școlii cu invitații din seara aceasta și dacă la început vi prezentam pe cei care s-au implicat în organizarea unui festival care își dorește să continue evenimentele sau manifestările artistice ale preșcolarilor și anume un festival cu titlul Artis, anul acesta aflat la prima ediție și vă prezentam pe doamnele profesor pentru învățământ primar Clucerescu Lăcrămioara, Maria Tașcă, Ionela la lup. Între timp platoul nostru s-a animat, s-a colorat pentru că avem prezenți aici și copii și cadre didactice care au participat la acest festival nu în calitate de organizatori, ci dimpotrivă în calitate de participanți. Și-au dorit și se pare că s-au pregătit cu foarte multă seriozitate din moment ce au reușit să obțină, se pare, încă nu știm, pentru că trofeul e pe masă și trebuie decernat sau se știe, nu? Ați aflat deja de duminică, așa cum era și firesc. Înainte însă de a vi prezenta pe câștigătorii festivalului, am să mă adresez din nou doamnelor profesor să le întreb cum s-a făcut jurizarea, de ce s-a ținut cont, ce a fost cel mai important în a putea să obții trofeul Festivalului Artis? Pe ce ați pus accentul cel mai mult? În primul rând, cred că ar trebui să menționăm membrii juriului, care nu au fost mulți, au fost doar 5. Doamna profesor Marlena Moscal, directorul școlii gimnaziale Grigorie Ghica Voievod, domnul profesor de muzică Hârcea Ghionuț, doamna Alina Derla, reprezentanta primăriei municipiului Suceava, doamna Petre Aida, reprezentanta Palatului Copiilor din Suceava și doamna Podolac Maria, Ecoșcoala Gimnazială Bosanci.
Ei tot timpul au întrebat cum vor face. Sistemul a fost foarte simplu. Ionel a avut ideea de a le transmite fișe pe care ei tot timpul le transmiteau la capătul rândului, completate, evident, cu cele două note. Un criteriu a fost cel artistic, celălalt estetic, evident. Ca dovadă, avem aici în platou câștigătorii trofeului. Cei care au reușit să puncteze așa cum trebuia la cele două capitole, artistic și estetic. Și dacă tot am spus de atâtea ori despre câștigătorii trofeului, haideți să îi prezentăm cine sunt ei, cei care au obținut acest trofeu, cu care vor pleca de altfel acasă. Se prezintă doamna profesor, am să rog să ia microfonul ca să poată să ne putem și auzi. Am să vă rog să vă prezentați. E deschis? Haideți că vedem pe parcurs dacă mă numesc. Da? Vorbiți în microfon. Mă numesc Anca Holuță, sunt învățătoare la școala gimnazială Bogdan Vodă din Câmpul Moldovenesc. Iar și în același timp antrenez echipa de dans sportiv a școlii. Sunt mai mulți copii care din păcate lipsesc la această emisiune, neputând din lipsă de spațiu. Și atunci a trebuit să tragem la sorți. Da, trebuie să spunem că și-ar fi dorit cu toții și e firesc să fie așa, să fie prezenți, pentru că toți au muncit și au dat silința, dar din păcate spațiul nostru este foarte mic. Poate cu altă ocazie, oricum toți se vor vedea la momentul artistic acolo, la talente mari, la vârste mici. Sunt convinsă că v-a fost foarte greu să aduceți doar trei dintre ei. Haideți să-i cunoaștem și pe cei trei copilași prezenți în seara aceasta. Am să vă rog să vă spuneți numele. Mă numesc Alexandra Laza. Și în ce clasă ești, rog? A cincea. În clasa a cincea. Mă numesc Islamaj Alexandru și sunt în clasa a doua. Bine, mergem mai departe. Eu mă numesc Oleniș Carla și sunt în clasa a treia. Am să vă întreb pe voi, pe voi copii, voi mă adresez și atunci păstrăm microfonul. Cum vi s-a părut acest concurs? Mie mi-a plăcut acest concurs, deoarece a fost foarte bine organizat și m-am simțit foarte bine pe scenă. Te simți foarte bine. Spuneți-ne ce ați făcut voi pe scenă. Ați dansat. Ce ați dansat? Că nu știu. Eu nu știu nimic. Noi am dansat multe dansuri. Așa. Primul ar fi fost cea-cea. Ar fi fost sau chiar a fost cea-cea? Samba, așa. Tango și samba. Am înțeles, o grămadă de dansuri, de stiluri de dans sportiv și toate aceste stiluri de dans au fost învățate la școală? V-a învățat doamna învățătoare sau a mai contribuit cineva la antrenamentul vostru? Ne-a învățat doamna învățătoare Anca Holuță toate dansurile și n-a ajutat-o nimeni? Nu. Doamna învățătoare spune că totuși a avut un ajutor important. Am să o rog să ne și spună. Și prin această cale chiar aș vrea să le mulțumesc domnilor directori care ne-au pus la dispoziție săl de antrenament, cum ar fi doamna directoare Bellamy Aikim. Domnul director de la Clubul Elevilor ne-a pus la dispoziție sala de dans de acolo, Ioan Catargiu. Și nu în ultimul rând, doamna directoare de la liceul Dragoș Vodă, Carp Dorina o cheamă pe dans. Am înțeles, dar totuși niciunul dintre ei, nu știu dacă se pricep la dans sportiv. M-au ajutat iar pentru că au fost în asentimentul nostru și ne-au lăsat copiii la antrenamente. Dar deci în general eu împreună cu cei mai buni și mai talentați dintre ei. Care m-au ajutat. Și când faceți aceste antrenamente, doamna profesor? Cam de două ori pe săptămână, uneori chiar și de trei ori. Ați participat și la alte festivaluri? Am participat și la alte concursuri, dar la Dorna, la Vatra Dornei, tot a fost elevă de-a mea un concurs. Și la Câmpul Lung am organizat de 1 iunie anul trecut și vrem să organizăm și în acest an. Vă urăm un succes, cu siguranță. Mulțumim. Va fi un eveniment frumos. Sunt foarte mulți copii talentați în județul nostru. Să înțeleg că cei din Câmpul Lung Moldovenesc
au fost câștigătorii de anul acesta, câștigătorii marelui trofeu, pe care poate o să-l vadă și telespectatorii. E foarte frumos aici, deocamdată, la Bucovina TV, dar va pleca spre Câmpul Lung Moldovenesc. Dar, din câte știu, a mai fost o categorie, sau nu știu cum ați numit-o, la care s-au înregistrat câștigători. Despre ce este vorba? Premiul de popularitate l-au primit ștrumfii adâncățeni. O avem aici pe doamna profesor îndrumător Lavinia Palagianu, de la Școala Gimnazială Ioan Băncescu Adâncată. Am să vă întreb și pe dumneavoastră același lucru, dacă dumneavoastră sunteți cea care i-ați învățat, ați făcut coreografia, cum a fost cu repetițiile, pentru că fiind ștrunfi de clasă pregătitoare, mă gândesc că nu e tocmai simplu să faci un astfel de moment artistic. Nu e tocmai simplu, dar și-au dorit foarte mult. Ei au fost câștigătorii Festivalului Voincelul de anul trecut de la grădiniță. Părinții și-au dorit, apropo de ce zicea doamna Ionela, și-au dorit să continue cu dansul și, având la dispoziție orele de muzică și mișcare de la clasa pregătitoare, am început repetițiile pentru acest concurs. De fapt, nu pentru concurs în sine, am început repetițiile pentru dans. Am dansat. Și pentru că erau bine pregătiți și pentru că și-au dorit, am venit și la concurs. Mulțumim organizatorilor că s-au gândit și la cei din învățământul primar să poată participa și ei la astfel de concursuri. Da, un concurs care a fost primit, așa cum spuneam, cu multă bucurie. Înainte de a trece la următorul moment, am să vă invit și pe dumneavoastră și pe telespectatori să urmăriți câteva momente care ilustrează emoțiile din culise, ce s-a întâmplat la începutul festivalului, pe parcursul lui și chiar pe final. Haideți să urmărim împreună imaginile.
Da, ceea ce ați urmărit dumneavoastră, cred că nici nu mai avea nevoie de prezentare, ați anticipat, este vorba de ștrunfii de la școala gimnazială din Adâncata, cei care au reușit să obțină la prima ediție a Festivalului Artis premiul de popularitate. Spuneam că au fost foarte, foarte multe emoții în culise, e adevărat, copii, au fost emoții? Au fost emoții, dar toate se pare că au fost constructive, cel puțin în cazul celor de la, din câmpul moldovenesc, pe care îi veți putea urmări, bineînțeles, mai târziu la rubrica Talente mari la vârste mici. Pentru că spuneam de emoții, vă invit să urmăriți un alt material foarte interesant, care sper eu să vă facă plăcere să-l urmăriți din culisele festivalului. Sper că v-a plăcut acest material filmat din culisele Festivalului Artis, festival adresat elevilor din ciclu primar, aflat anul acesta la prima ediție. Și pentru că sunt prezenți în curtea școlii în seara aceasta cei care s-au dovedit a fi cei mai buni, organizatorii s-au gândit să le facă, să spunem așa, un cadou în plus și să le ofere diplomele și trofeul festivalului în cadrul emisiunii noastre. Am să o invit pe doamna profesor Ionela Lup să le ofere acest trofeu. Bună, doamna, și premiul cel mare trofeu copilor. Mulțumim mult și felicitări pentru organizarea acestui minunat festival la care ne-am simțit nemaipomenit. Vreau să specific că acești concurenți, care anul acesta a fost concurenți, anul viitor vor fi invitați speciali în acest festival. Și noi abia așteptăm să onorăm această invitație. Moment, sau cum v-ați gândit? Nu. Ceva nou, da? Ceva nou. Sperăm să ne surprindă. Exact. Bine, am să vă invit să mai stați puțin alături de noi, așa, cu trofeul, să vă așezați pe scaun. Cu trofeul în mână, trofeu pe care cu siguranță l-au râvnit mai mulți sau toți cei care au participat, nu? Că de aceea participăm la un concurs și de dragul competiției, dar ne dorim în final să obținem și trofeul. Și am înțeles că mai trebuie, nu? Decernate niște diplome. În cazul din păcate nu avem ștrunfii. Pentru că erau ștrunfii n-au venit, erau 20 la număr și mi-a fost imposibil să aleg care dintre ei să participe în emisiune. Dar am să le arăt diplomele, am să le mânez diplomele. Mulțumim tare mult! Cu mult drag! Și așteptăm și ediția a doua. Mulțumim! Da, îi felicit pe câștigătorii de anul acesta. Au fost singurele premii pe care le-ați acordat în cadrul festivalului? Nu au fost singurele premii. Juriul a avut destul de multă bătaie de cap pentru că premiile s-au dat pe secțiuni. În afară de secțiunea modern și tradițional, au avut și subsecțiuni, la fiecare secțiune subsecțiuni. Interpretare vocală, instrumentală, vocală instrumentală. La dans am avut dans modern, dans sportiv și dans de caracter. Dans de caracter? Da. Sună într-un fel. Ce înseamnă dans de caracter? Dansuri care provin, dans indian, german,
Țigănesc am avut chiar în... Country, cum au dansat în Vățenia. Country. Și pentru fiecare secțiune s-au dat premii. Să înțeleg că au fost destul de multe au și fost... cam fiecare a plecat cu ceva, nu? De la festival. Cam... am încercat să-i mulțumim pe toți, dar vreau să vă spun că au fost foarte bine pregătiți și cu costume. Drept urmare, cele două categorii la care juriul a avut de dat note, estetic și criteriul artistic, chiar și-au atins scopul. Și-au meritat câștigătorii exact. Din film. Da, spuneați că anul viitor, la cea de-a doua ediție pe care doriți să o desfășurați și să creșteți, nu, de la an la an, cei care au câștigat trofeul anul acesta vor fi invitați, vor fi singurii invitați speciali? Nu. Sau cum e? Nu. Sau sunt surprize, nu vreți să le dezvăluiți? Noi aveam de gând să invităm și cei care au câștigat trofeul, dar și premiul de popularitate, doamna Lavinia. Și să înțeleg că ei anul viitor nu mai... Noi am câștigat și premiul întâi, nu doar premiul de popularitate. Suntem de două ori câștigători. Eu mă gândeam să câștigăm și trofeul, dar dacă suntem invitați, onorăm pe invitația, sigur că da. Mulțumim! Da, iată că lucrurile s-au întâmplat așa cum v-ați propus, bănuiesc, de la început. Ați avut câștigători care și-au dovedit talentul. Vreau să mai vorbesc puțin cu copiii. Ai spus că ești în clasa a 5-a, da? Colegii tăi tot în clasa a 5-a? Nu. Avem și un junior, da? El e mai mititel. În ce clasă? Ai spus? În clasa a 2-a. Și cum vă înțelegeți voi de a doua cu cei de a 5-a? Nu e mai greu așa? Cei de a 5-a nu sunt mai cu nasul pe sus, fiind mai mari? Ba da. Așa se întâmplă? Da? Și cum vă înțelegeți la repetiție atunci? Foarte bine. Păi cum e? Ori vă înțelegeți, ori nu vă înțelegeți. Dacă sunt cu nasul pe sus, n-ar trebui să mai iese conflicte, certuri? Sau nu e cazul? Ba da, e cazul. E cazul, da. Bine, până la urmă am înțeles. Chiar dacă nu vă certați foarte tare, mai există și momente tensionate. Și ce vă place mai mult? Sau cum ar plăcea vouă? Sunt foarte curioasă să se desfășoare ore de educație fizică, pentru că există propuneri potrivit cărora în orele de educație fizică să fie incluse și ore special adresate dansului. V-ar plăcea în ora de educație fizică să faceți precum cei de la clasa pregătitoare, muzică și mișcare, să și dansați, să aveți o astfel de oră? Nu drăzniți, vă împingeți microfonul de la unul la altul. Da, ne-ar plăcea să avem și în ora de educație fizică și o oră de muzică și mișcare, cum au cei de la grupa pregătitoare. Am înțeles. De fapt, puteam să anticipăm răspunsul. Cine v-a făcut costumele? De costume s-au ocupat mai mult doamna învățătoare. Ea a fost cea care a ales culorile, da? Da. Am înțeles. Ea a fost și cu coreografia și cu costumele, deci cele două, am să te rog să-i dai microfonul dumneai, cele două criterii, artistic și estetic. Noroc că există internetul și se poate face comandă pe internet de costume. Pentru că... Da, și noroc că există părinți care să plătească aceste costumații. Da, ideal ar fi să existe astfel de fonduri alocate participării cu succes, nu? Pentru că fiecare trofeu sau diplomă obținută la un concurs, de fapt, aduce cinste întregii școli, nu numai doamnei învățătoare, nu numai copiilor, ci școlii din care provin. Așa e? Da, așa este. Da. Doamna Palagheanu vrea să adauge ceva? Vreau să adaug că faptul că de la Dâncata a mai participat o colegă de-a mea cu clasa a 4-a și a obținut și dumneai locul întâi cu copiii ei. Semn că are cu ce se mândri, nu-i așa, școala din Adâncata? Sunt dansatori buni. De asta avem și un festival de folclor care se va desfășura duminică de 1 iunie. Chiar duminică? Exact. Puteți spune câteva lucruri în plus? Unde? Este a 7-a ediție, este înscris în calendarul CAER. Este un festival de folclor care
Anul acesta are și caracter de concurs. Tot sunt două secțiuni, nu, trei secțiuni, dansuri, interpretare vocală, instrumentală și obiceiuri populare. Da, deci în această perioadă a școlii, spre final cel puțin, sunt foarte multe astfel de evenimente. Vorbeam de acest festival Artis care s-a desfășurat duminica care a trecut. Dumneavoastră spuneați de duminica aceasta de 1 iunie. Doamna învățătoare spunea și dumneai că va organiza la Câmpul Lung Moldovenesc un festival. Un concurs, va fi concurs de formații și concurs de dans sportiv. Dar apropo de ce spunea doamna, și noi avem concurență în școală. Chiar colega mea, care predă tot la clasa a treia, are grupă de dansatori și a câștigat cu ei locul întâi cu dans popular. Foarte frumos. Iată că și școala din Câmpul Lung Moldovenesc se mândrește. Eu nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru prezența din seara aceasta în curtea școlii. Mă adresez acum copiilor, doamnelor profesoare care au reușit să îndrume cu pricepere și să obțină rezultate. Să vă mulțumesc pentru că ați venit în seara aceasta, să vă felicit pentru rezultatele frumoase pe care le-ați obținut, să vă urez succes în continuare la toate festivalurile la care veți participa și mă întreb din nou spre cei cu care am început, organizatorii de anul acesta a festivalului Artis, ediția 1, să vă întreb dacă mai e ceva de adăugat legat de această ediție sau de ediția viitoare. Aș vrea să mulțumesc celor care au participat și au pregătit copiii momente deosebite și totodată aș vrea să spun că misiunea juriului a fost foarte dificilă pentru că cel puțin 10 dintre grupurile care s-au prezentat la festival ar fi meritat trofeul. Și a fost jurizarea foarte strânsă. Felicitări, îi așteptăm și la ediția a doua acestui festival în aceeași formulă. Da, vă felicit și eu încă o dată pentru inițiativă și pentru modul în care ați gândit acest festival. Vă urez mult succes pe viitor, să aibă cât mai multe ediții, ediția 10-a, de parte. Mulțumesc! Pe dumneavoastră, dragi telespectatori, după un scurt moment de publicitate, vă invit la rubrica Talente mari la vârste mici. Și așa cum era și firesc, veți putea să-i urmăriți în cadrul rubricii din seara aceasta pe cine alții decât câștigătorii ediției 1 a festivalului Artis, elevii de la școala din Câmpul Lung Moldovenesc și pe cei de la școala din Adâncata. După talentele mari la vârstă mică din seara aceasta, veți putea urmări povestea la minut, dar toate acestea, bineînțeles, după ce am să vă urez încă o dată celor de clasa a patra, cei care susțineți mâine, începând de mâine, evaluările naționale, să vă urez mult succes. Sunt convinsă că nu veți avea emoții tocmai pentru că sunteți foarte bine pregătiți. Nici părinții nu au motive să aibă emoții. Cred că acolo e problema mai mare în cazul părinților. Deci mult succes la toate evaluările care urmează, mult succes la școală în continuare și, bineînțeles, o săptămână cât mai ușoară.
fost odată un tâmplar bătrân pe nume Geppetto. Supărat că nu avea copii, a cioplit un băiețel din lemn pe care l-a numit Pinocchio. Era așa de reușit încât o zână a răsplătit bunătatea tâmplarului, dând viață păpușii. Timpul a trecut și Pinocchio a început școala. Geppetto îi cumpărase un abecedar nou. Dar Pinocchio, pe drum, auzi de teatrul de păpuși și nu prea avea chef de mers la școală. Așa că își vându abecedarul și cumpără un bilet de intrare. Vulpoiul și motanul, doi pungași, l-au urmărit pe ascuns. Cei doi l-au convins să joace la teatrul de păpuși. Se gândeau că vor scoate bani frumoși de pe urma lui. Dansat atât de bine încât stăpânul marionetelor l-a și angajat, dându-le bani pungașilor. Văzând că nu poate pleca acasă, Pinocchio a început să plângă. Stăpânul s-a înduplecat, i-a dat 5 bănuți de aur și l-a lăsat să plece. Pinocchio se întorcea acasă fericit. El se gândea că îi va da banii lui Geppetto, dar vulpoiul și motanul l-au oprit și i-au spus că dacă va veni cu ei, va câștiga și mai mulți bani. Pinocchio, care nu cunoștea răutatea, a căzut din nou în capcană. Au mers până au ajuns departe de oraș. Aici, motanul și vulpoiul l-au jefuit și l-au legat de un copac cu capul în jos. Din fericire, zâna lui bună era mereu alături de el. Ea l-a salvat și l-a dus în palatul ei frumos. După ce i-a vindecat piciorul, zâna l-a pus să-i promită că nu se va mai abate din drumul lui spre școală. Dar Pinocchio a fost din nou neascultător. El a plecat cu alți copii neastâmpărați în țara distracțiilor. A ieșit cu greu de aici, pentru că un om rău îi păzea cu strășnicie.
sfârșit, Pinocchio a ajuns acasă. Geppetto însă nu era acolo. Plecase să-l caute, dar o balenă îl înghițise pe bietul tâmplat. Pinocchio, necășit, a plecat și el spre mare în căutarea lui Geppetto. În timp ce-l căuta, a căzut în apă și a ajuns și el în burta balenei. Cele din urmă au reușit să scape când balena a strănutat. Când au ajuns la mal, Zâna l-a iertat și l-a transformat într-un copil adevărat. De atunci, el n-a mai fost neascultător. Pinocchio și Geppetto au trăit mulți, mulți ani la rând, fericiți și nedespărțiți.